Comuna Valea Ciorii derulează o serie de investiții care au ca scop final îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Pe Programul Național de Investiții Anghel Salini, autoritățile locale din Valea Ciorii au depus proiecte pentru înființarea rețelei de canalizare și asfaltarea drumurilor. De asemenea, edilul localității are în vedere și reabilitarea energetică a două clădiri importante, dispensarul uman și grădinița din localitate. Aceste investiții sunt finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR. Pe programul Anghel Salini avem apă și canal, canalizare practic și asfaltare. Extinderea alimentării cu apă o avem făcută, avem canalizarea, practic canalizarea pentru Comuna Valea Ciorii și satele componente. Am înțeles că o să fie o sumă mai mică, dar sperăm să o primim cam toate localitățile pentru asfaltat. Da. Avem asfaltat, dar mai ar trebui să terminăm toate drumurile de asfaltat. Pe PNRR avem dispensarul uman care pe componenta 10. Practic este reabilitare energetică dispensar uman în Comuna Valea Ciorii. Aveți aici medic? Da, avem un medic chiar foarte bun, că norocul nostru avem și un cabinet stomatologic. Suntem foarte mândri că avem medici foarte buni în comunitatea noastră, care vin și persoane din alte localități să trateze la noi, în comunitate. Educația este prioritară pentru autoritățile din Comuna Valea Ciorii. Astfel, școala gimnazială a intrat într-un amplu proces de extindere și reabilitare. Pentru că lucrările sunt în plină derulare, autoritățile au găsit o soluție de moment. Copiii învață în containere, însă au toate condițiile pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Școala trebuia reabilitată de acum câțiva, doar că acum a venit momentul, deci anul ăsta, practic de anul trecut din toamnă ne-am apucat de ea și sperăm până la sfârșitul anului, chiar poate, mă rog, dacă constructorul lucrează foarte bine, poate putem să o terminăm până la sfârșitul anului. Noi am găsit o soluție pentru școala Valea Ciorii în containere. Tot s-a speculat și s-a discutat că containere, dar soluția cea mai bună pentru copii sunt containere. De ce? Sunt condiții, căldură, apă, toalete și copiii sunt mulțumiți, chiar și cadrele didactice, și sperăm până la finele anului să terminăm școala, într-o școală modernă, cu toate condițiile necesare. Containerele, o soluție care chiar nu aveam altceva. O soluție de moment. Sunt titular pe Catedra de Religie la această școală. Condițiile sunt destul de bune, având în vedere situația în care ne aflăm. Nu am întâmpinat dificultăți deocamdată. Sperăm să trecem cu bine perioada și copiii, părinții, chiar și noi, cadrele didactice, să suntem mulțumiți și ei să învețe să meargă mai departe. Realitatea este cu totul alta. Am citit foarte multe în presă, multe răutăți. Acum, de la ce au pornit, nu știu să vă zic, pe mine mă interesează în primul rând bunăstarea copiilor și a colegilor, că asta e prioritatea noastră. După cum se poate vedea, condițiile sunt foarte bune, atât sălile de clasă cât și grupurile sanitare. Primăria a avut grijă să ne doteze cu tot ce am avut nevoie, cu materiale, căldură, am avut, slavă Domnului, fără probleme. Într-adevăr, nu se compară cu școala nouă, unde învățam într-un singur schimb. Acum cei mici sunt dimineață, cei mari după amiază, dar suntem foarte mulțumiți. Mai ales că la final școala va fi complet modernizată. Va fi după niște standarde europene. Vom avea sală de sport, pe care noi momentan nu o avem. Vom avea laborator de informatică. Clasa pregătitoare la noi, în momentul de față, funcționează la grădiniță, că nu avem suficiente săle aici. Vom aduce și pregătitoarea tot la școală. Vom avea 3 grupuri sanitare, vom avea sală de festivități, tot ce trebuie. Vom avea și laborator de informatică dotat cu toate materiile.
toate echipamentele necesare să ne desfășurăm activitatea la un alt nivel. Autoritățile din Valea Ciorii au mai depus un proiect în cadrul programului Elena care vizează eficientizarea energetică a clădirii primăriei.